În ziua de 17.10, la orele 11.25, pe drumul național 2, în afara localității Traian, a avut loc un eveniment rutier care s-a soldat cu rănirea ușoară a unei persoane. Din primele cercetări, se pare că un conducător auto de 46 de ani din Suceava conducea un autovehicul pe drumul național 2, moment în care a evitat impactul cu un ansamblu de vehicule care a pătruns pe partea carosabilă, a pierdut controlul acesta și s-a răsturnat pe partea carosabilă. În urma producerii accidentului, conducătorul auto de 46 de ani a fost rănit ușor.